dimineața, avem bucuria să avem de față astăzi aici pe domnul ministru al mediului, Mircea Fechet, căruia îi mulțumim pentru că și-a rupt din timpul dumnealui să vină să interacționeze cu noi și vă încurajez să puneți întrebări, să dezbatem în prima parte anumite aspecte legate inclusiv despre cu viziunea de mediu. Vreau să vă spun că atunci când am stabilit această întâlnire, dumnealui era în mașină cu doamna ministru a mediului de la dumneavoastră, așa că există o colaborare sigură și chiar am vorbit despre acest lucru. Dumnealui n-a putut să vină, dar a venit secretarul general al Ministerului Mediului din Republica Moldova, domnul Petru Tătaru. Și așa cum ați aflat ieri, dar l-ați și cunoscut pe domnul Adrian Dupu, care este secretarul de stat la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, că vă mulțumim tare mult pentru susținere. Deja cunoscutele doamne profesoare, doamna Cazacu și doamna Gâdei, începem acest format de discuții astăzi și o să vă rog să-mi permiteți să-i dau cuvântul domnului ministru, oaspetele nostru de seamă. Mulțumesc mult, domnule primar, domnule secretar de stat, domnule secretar general, distinși invitați, pot vorbi și liber, dacă avem probleme cu sonorizarea. Să-l folosesc pe ăsta? Da, cred că e mai bine acum. Bună dimineața tuturor! Mă bucur că am reușit să ajung la timp și să particip la un eveniment extrem de important. Și când spun important, mă refer nu doar la faptul că din nou aici la Slănic Moldova consolidăm relația și consolidăm apropierea între România și Republica Moldova. Iar acest lucru se poate face fără îndoială și prin astfel de evenimente. Și tema evenimentului în sine cred că e una care permite un dialog intens între noi și Republica Moldova, respectiv educația. Și aici probabil că sunt extrem de multe lucruri care sunt comune. Iar când vorbim despre mediu, nici nu mai încap îndoială. Cu doamna ministru Iordanov mă aud extrem de des, pentru că problemele din România de mediu sunt aceleași cu problemele din Republica Moldova de mediu. Iar în tot acest proces de transpunere a legislației europene, de a elabora acte normative pentru o aderare cât mai rapidă și cât mai eficientă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, bineînțeles că nu putem decât să ne ajutăm reciproc, nu putem decât să învățăm unii de la ceilalți cele mai bune practici și să ne asigurăm că acest proces este unul cât mai lin. În ceea ce privește mediul, vă mărturisesc că pentru mine ca ministru este vitală colaborarea cu mediul universitar, este vitală colaborarea cu Ministerul Educației în general și ca să le iau puțin pe rând, aș da doar câteva exemple. Primul care îmi vine în minte, bineînțeles că se referă la Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău, unde există o veche colaborare între instituțiile de mediu și această universitate. Există multe
programe de, de finanțare, există cercetare, există un dialog intens, fie că vorbim despre Asociația Română de Mediu, fie că vorbim despre modul în care colectăm și gestionăm deșeurile, nu pot decât să salut dialogul și buna colaborare pe care o avem cu Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău. De asemenea, nu mai departe de acum câteva luni, în procesul de elaborare a noului cod silvic, un document fundamental pentru managementul pădurilor, am avut un proiect de finanțare din PNRR, unde am folosit expertiza celor două universități de silvicultură din România, respectiv Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Silvicultură, și din nou ne-am bucurat de toată expertiza, de toate bunele practici ale acestora și spun eu că în curând vom putea să punem pe masa guvernului un proiect de cod silvic extrem de ambițios. În încheiere, aș adăuga faptul că peste 7 zile, nu mai mult, peste 6 zile, joia viitoare, va începe în România cel mai ambițios proiect, cel mai ambițios parteneriat public-privat în materia gestionării deșeurilor. Este vorba despre sistemul garanție-returnare. Este acel sistem prin care ori de câte ori vei cumpăra o sticlă cu apă minerală sau cu apă plată, vei plăti o garanție de 50 de bani și de îndată ce înapoiezi bidonul gol la magazinul respectiv sau la orice alt magazin din România, îți primești garanția înapoi. Asta înseamnă că cele 7 miliarde de... Mulțumesc! Cele 7 miliarde de doze de aluminiu, de sticle sau de peturi din România vor fi gestionate corespunzător și vor ajunge acolo unde le e locul, respectiv la fabricile de reciclare și în niciun caz nu așa cum se întâmplă astăzi în gropile de gunoi, pe albiile cursurilor de apă, în lacuri, în păduri și știm cu toții cum arată o astfel de imagine cu peturi, cu doze, cu deșeuri de ambalaje și așa mai departe. Trecând peste buna colaborare pe care o avem cu mediul universitar, m-aș referi foarte puțin, pentru că tot discutăm despre educație pentru mediu, m-aș referi foarte puțin și la învățământul primar. Pentru că una dintre primele discuții pe care le-am avut cu doamna ministru Deca, doamna ministru Ligia Deca, a fost aceea prin care am putea să finanțăm activitățile școlilor pe care le desfășoară în cadrul săptămânii verzi. Și am stat și ne-am gândit de unde am putea lua acei bani, pentru că săptămâna verde este de multe ori o perioadă în care sunt și posibile excursii, acestea trebuie finanțate, trebuie decontate cheltuielile cu transportul copiilor și am decis și am scris în sensul acesta o ordonanță de guvern, o ordonanță de urgență în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Și am decis ca Ministerul Educației să fie eligibil pentru finanțare din fondul de mediu și ne propunem să acordăm pentru început o sumă de 100 de milioane de lei, bani cu care să finanțăm săptămâna verde în școlile din România. Consider că nu doar părinții îi pot educa pe copii în ceea ce privește
mediul înconjurător. Cred că acesta este un proces care se poate desfășura și invers. Adică, după ce copiii învață cum să gestionăm deșeurile, cum să colectăm separat fracțiile, cum să protejăm natura în general, cred că ei pot transmite ușor la părinți, la bunici, la vecini, toate aceste informații și cred și în acest proces ușor inversat, la fel cum profit de faptul că mă aflu la Slănic, Moldova și aș vrea să-l felicit încă o dată pe domnul primar Gheorghe Baciu, nu doar pentru ceea ce face în domeniul mediului, nu doar pentru ceea ce face în vederea apropierii, nu că n-am fi suficient de apropiați între România și Republica Moldova, dar mai ales pentru cum reușește să gestioneze această perlă a României, respectiv stațiunea Slănic Moldova, și nu vreau să ratez nicio ocazie să îi transmit acest gând pe care l-am mereu. Ca să revin la specificul acestei stațiuni, urmează să finanțăm un program foarte drag mie care se numește Junior Ranger. Cu alte cuvinte, copiii de la clasele primare și nu numai pot participa în diferite, la diferite excursii, fie că vor fi în parcuri naționale, că vor fi în parcuri naturale sau în arii naturale protejate, în funcție de vârsta copiilor și de tipul de excursie. Pot să stea o zi sau poate 3 sau 4 zile. Ne propunem să finanțăm aceste costuri pentru că eu cred că nu e loc mai bun pentru copii să învețe despre natură și despre modul în care trebuie să protejăm natura decât în mijlocul unui astfel de loc. M-aș opri aici, m-aș bucura dacă există întrebări la care să pot răspunde. N-aș vrea să închei discuția și fără să le salut pe doamnele profesor, doamnele cadre didactice. Mă bucur foarte mult că putem să avem această dezbatere și sper să tragem niște concluzii foarte sănătoase astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, domnul ministru. Rog pe domnul secretar de stat Adrian Dupu să ne transmită câteva gânduri. Bună dimineața! Mulțumesc, domnule primar, domnule ministru, domnule secretar general, domnule și domnule cadre universitare și mai ales dragi studenți, pentru că, în principal, pentru studenți, cred eu că am organizat acest forum și mă bucur că Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova finanțează la acest sfârșit de an încă un eveniment pe educație. Cred că anul acesta proiectele pe educație au fost cele mai mari dintre cele finanțate de noi, sau domeniul educației a fost cel principal domeniu finanțat de noi și nu întâmplător, pentru că societatea are nevoie de oameni educați și am spus asta și o să spun de fiecare dată, educație fără infrastructură, educație fără condiții nu poate exista sau nu poate exista educație de calitate. Avem un studiu în lucru asupra percepțiilor din Republica Moldova în ce privește relația cu România. Încă nu e gata, dar ieri mi-a arătat cineva o bucățică din el. Și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova este principala instituție din România care desfășoară proiecte educaționale și culturale în Republica Moldova. De la toate, participați de la trei universități, toate cele trei universități au beneficiat deja de proiecte finanțate, proiecte de infrastructură finanțate de departament, plus proiecte educaționale, cum se numesc, cum e această conferință, dar am avut la
și la cu Universitatea de Stat în principal, dar și cu celelalte universități, cu Universitatea de Educație Fizică și Sport. Și ne dorim anul viitor să mizăm tot așa pe educație. Cred eu că vedem cât de mare nevoie este în ziua de astăzi. Mă bucur că spunea domnul ministru că are bani pentru Săptămâna Verde, pentru și lansez o provocare să desfășurăm împreună proiecte în Republica Moldova. Cât privește evenimentul din aceste zile, educație pentru mediu, sport și utilizarea resurselor naturale terapeutice, deci vorbim despre tot ce înseamnă sănătate, pentru că sport înseamnă sănătate, un mediu curat înseamnă sănătate și resursele naturale înseamnă sănătate. Cred eu că prezentările care au fost ieri și care vor urma și astăzi vor duce la o mai bună înțelegere a sinergiilor care există între aceste trei domenii, mediu, sport și sănătate. Nu întâmplător, cele trei universități au fost selectate să participe la acest forum. Îmi doresc și am discutat cu domnul primar să continuăm anul viitor și să organizăm astfel de evenimente la un nivel mai mare. Eu sper că după ce veți merge înapoi la Chișinău și veți povesti colegilor despre forum, despre Sălnic Moldova, cred eu că vor dori mai mult să participe. Noi suntem pregătiți, domnul primar am văzut că e pregătit deja. Așa că ne dorim anul viitor să continuăm astfel de proiecte, colaborări în beneficiu, cum spuneam, studenților, în beneficiu cetățenilor din Republica Moldova. Cam atât am avut de spus, doar o singură remarcă, să știți că eu mai din vreme am băut o cafea cu domnul primar, de asta i-a dus doar domnului ministru, să nu credeți că ne discriminează cineva. Vă mulțumesc și da. Vă mulțumim și noi, domnul secretar de stat. Îi dau cuvântul domnului secretar general de la Ministerul Mediului din Republica Moldova. Mersi mult, domnule ministru, domnule primar, domnule secretar de stat, distinse doamne, stimați colegi din Republica Moldova, vă salut. În primul rând, domnule ministru, doamna ministru, își cere scuze că nu a onorat această prezență a dumneei aici, se află, deja cunoașteți subtilitățile, dar este cu gândul acest forum, așa cum s-a discutat și prezența mea este însăși importanța forumului pentru Ministerul Mediului din Republica Moldova. Ieri am avut onoarea să asist la prezentările din prima parte și chiar mi-a atras atenția prezentarea domnului profesor la Universitatea de Stat Educație pentru Mediu, în care a relatat multiple date importante, cum a evoluat educația pentru mediu în Republica Moldova și la ce etapă se află ea astăzi în țara noastră, și constat că suportul României este de o importanță majoră pentru noi. Iar discuția permanentă dintre miniștri fortifică acest suport și respectiv oferă o conotație mult mai mare pentru ceea ce urmează să realizăm împreună. Prezența trei universități din Republica Moldova însă își pune accent pe această conexiune mediu-sănătate și respectiv avem de muncit în această direcție. Trebuie să revenim acasă și să punem bazele multiplor politici care vor fortifica acest domeniu. Ministerul Mediului și-a trasat încă din 2022 această prioritate majoră, odată cu preluarea mandatului doamnei Iordanu ca ministru, educația pentru mediu, iar 2023 a însemnat un an în care noi am modificat multiple documente de politici. Și aici am să mă refer și eu la ceea ce a spus și domnul ministru. În România deja este pregătit noul cod civic, în Republica Moldova la fel avem deja noul cod civic și se află în proces de avizare cu
partea publică, asigurăm transparența necesară, ceea ce înseamnă iarăși o componentă importantă din domeniul educației pentru mediu, pentru că avem niște angajamente internaționale, drept să folosesc aici convenția de la Aarhus, în care suntem într-o parte obligați, dar și avem și poziția morală de a implica întreaga societate în procesul de consultare a fiecărui document public din domeniul mediu. Educația pentru mediu, eu o privesc ca un sector de bază în educația generală a fiecărui stat și am să-i dau dreptate domnului primar Baciu când ieri a spus că ea trebuie să pornească din grădiniță. Trebuie să pornească de la cei mici, trebuie să pornească din familie, iar aportul fiecăruia dintre noi trebuie să fie vizibil, deci la fiecare etapă. Noi în fiecare an, ca minister, lansăm diverse campanii, campanie de împădurire, cum a fost în această toamnă, prin dispoziția primului ministru Dorin Recean și patronajul doamnei președinte Maia Sandu. Avem un program ambițios de împădurire de 145.000 de hectare până în 2030, ceea ce înseamnă că iarăși o să punem accent pe importanța mediului în următorii ani. Respectiv, vreau să vă asigur că în toate documentele de politici noi am pus accent pe educație. Aici o să vorbesc și despre noua lege a deșeurilor, despre programul de gestionare a deșeurilor, despre legea schimbărilor climatice, programul de adaptare la schimbările climatice. Toate aceste documente însă și includ componenta de educație pentru mediu. Încă o dată vreau să-i mulțumesc domnului primar pentru ospitalitate. Aceste zile a demonstrat încă o dată că sângele în apă nu se face, iar ceea ce am simțit în aceste zile la Slănic Moldova, fiind pentru prima dată alături de soția mea în stațiunea dumneavoastră, am rămas uimit și de frumusețea naturii, pentru că ieri mi-am oferit puțin timp ca să vizitez o parte, cel puțin nu cred că toată stațiunea am reușit să o vizitez, dar ceea ce am văzut a fost uimitor pentru mine, curățenie, natură, frumusețe, un mediu ambient destul de călduros. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați văzut și ați simțit aceste aspecte. Domnule ministru, încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru tot suportul și atenția care o acordați în mod deosebit Republicii Moldova pe domeniul mediului și suntem siguri că ceea ce urmează va fi mult mai mare ca proiect și ca o cooperare. Vă felicit pentru proiectele care dumneavoastră le-ați prezentat recent și sunteți un exemplu care noi trebuie să ne implicăm ca să preluăm cele mai bune practici ale României. Iar parcursul european care urmează pentru Republica Moldova și vă asigur că este unul destul de complex. Poate undeva ar suna povestea de succes integrare europeană a Republicii Moldova destul de simplu, dar discutând cu colegii din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, constat că într-adevăr este un drum alevoios care necesită implicarea fiecărui cetățean a Republicii Moldova pentru a duce la bun capăt această poveste de succes. Încă o dată vă mulțumesc, domnule primar, pentru această ospitalitate. Succes tuturor! Da, zile de dezbateri, zile de discuții. Astăzi este o zi în care încercăm să facem și un sumar al ceea ce am discutat, dar și să venim cu propuneri, să venim cu anumite abordări care să completeze viziunea pe care guvernanții noștri au, legiuitorii noștri și aș vrea, domnul ministru, să vă spun că pădurea pedagogică este un proiect al stațiunii Slănic Moldova care ar extinde atractivitatea turistică și luăm foarte în serios aceste posibilități de a fi finanțată pentru că este o componentă de educație foarte bună. De asemenea, ieri am prezentat proiectul nostru pe care îl cunoașteți foarte bine că l-ați lansat dumneavoastră aici, în sala asta, la Slănic Moldova, pe area protejată pe Natura 2000 și de asemenea, trasele de vizitare, punctele de observare și pista de biciclete în zona de în area protejată reprezintă de asemenea o
o atracție turistică complementară recuperării medicale și de ce nu a recuperării stării de bine. Tot am vorbit ieri despre recuperarea capacității de muncă și a stării de bine. Sănătatea populației este printre primele priorități naționale în strategia de dezvoltare. De fapt, orice țară își dorește să aibă o populație cât mai sănătoasă și atunci toate aceste acțiuni ale noastre undeva duc către acest obiectiv major și aș da drumul. Discuțiile continuă și rog colegele de aici de la Prezidiu să ne spună câteva cuvinte, urmând ca după aceea pe nu vreau să nominalizez eu, cine vrea să spună chiar și anumite trăiri pe care le-ați avut aici, în principal legate de eveniment, dar poate și legate de românism, legate de viața noastră, așa cum spunea domnul secretar de stat, că parcă ne cunoaștem de o viață de mult timp. Da, suntem români și e foarte ușor să comunicăm și îmi doresc să și colaborăm foarte mult. Vă rog, doamna profesor. Bună ziua! Vreau să salut Suntem foarte bucuroși că suntem prezenți și am remarcat și ieri că venim pentru prima dată, dar deja ne simțim aici, parcă am mai fost și ambianța care s-a creat este foarte plăcută. Din discuțiile de ieri deja ne-am trasat unele obiective care cred că pe viitor am avea o cale de a merge împreună și a face unele lucruri, cred eu, importante atât pentru România cât și pentru Moldova. Și cum ați menționat dumneavoastră, sigur că sănătatea este cea mai mare prioritate și veriga unei națiuni, fiindcă fără sănătate nu putem face niciun lucru. Respectiv, ceea ce aveți dumneavoastră aici, cred că acei factori, și am spus și anterior, fiindcă la baza tuturor maladiilor non-transmisibile stau anume factorii de mediu, factorii acei care sunt riscanți pentru sănătatea noastră, inclusiv și aerul, sol, și apele, și factorii radioactivi, de ce trebuie să atragem atenția anume asupra acestora și să vedem acea interrelație între sănătate și maladiile care sunt provocate de acești factori. Văd aici multe perspective, anume în dezvoltarea anumitor trasee care ne-ar oferi și nouă posibilități, inclusiv și educaționale, cât și în cercetare. Noi suntem cointeresați să cercetăm acei factori și să prevenim maladiile care ar putea fi instalate din contul acestora, iar respectiv să utilizăm toți factorii naturali care ne permit să întremăm starea de sănătate a populației. Și dumneavoastră aveți această prioritate, ceea ce noi suntem un pic mai, să zicem, din punct de vedere a regiunii noastre, deci nu suntem favorizați cu acești factori naturali. Da, sigur că ceea ce noi vedem acum și tindem să ne aliniem la Uniunea Europeană, deci avem și noi să lucrăm foarte mult în domeniul educației și deja am făcut pași poate foarte mici, dar sigur am început să introducem și să elaborăm curricule chiar la nivel universitar privind schimbările climatice și sănătatea umană. Deja implementăm de anul acesta în Universitatea de Medicină, respectiv sunt grupuri de lucru formate și în alte universități în care sunt inclusă și eu pentru elaborarea curriculor privind educația mediului, educația pentru sănătate și educația privind sănătatea și schimbările climatice și în alte universități, ceea ce mă bucură și eu de mult așteptam să se axeze pe educația pentru sănătate și acei factori de mediu care influențează nemijlocit sănătatea. Respectiv, avem pași, ne bucurăm și credem că această colaborare
ne va fortifica puterile și vom face lucruri mărețe. Vă mulțumesc mult! Da, și noi vă mulțumim mult! Vă rog să transmiteți un salut personal domnului rector din partea mea, domnului Ceban, și o dorință de a nu lăsa lucrurile să se răcească așa, să facem cât mai multe proiecte împreună. Vă rog, doamna profesor, educația fizică și sportul. Bună ziua, mult stimate ministru, domnule secretar de stat, secretar general, din partea Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, vă mulțumim și apreciem mult invitația la acest înalt forum. Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport promovează modul sănătos de viață. Ne implicăm activ împreună cu studenții noștri și în urma acestui forum am constatat că avem foarte mult de muncit, iar bunele practici pe care le-am luat de aici vor fi aplicate, dezvoltate și ulterior menținute. Vă mulțumim foarte mult, domnule primar, ne închinăm până la pământ. Noi am mai fost și vom mai veni, dumneavoastră știți, aici în stațiune se vorbește românește, se trăiește românește și se gândește românește. Vă mulțumim foarte mult! Și noi mulțumim, dezbaterea de aseară, nu? La, așa se poartă acum, mic dejun de lucru, prânz de lucru, cină de lucru. Aseară a fost o cină foarte, da, o cină foarte productivă, atât pentru cadrele didactice, dar mai ales pentru studenții. Am văzut foarte implicați, bravo, și asta dovedește că viitorul românesc are baze sănătoase, așa de avem încredere că avem cui să transferăm în primul rând din expertiza noastră, dar și garanția că tinerii vor duce mai departe bunele practici. Și pentru că trebuie să spun o glumă, să vă mai descrețesc fruntea, știți, aseară ce grupul, n-aș vrea să fac un clasament, dar grupul de la medicină a fost foarte activ, mai ales că a avut o reprezentantă care a luat cuvântul, care astăzi va primi o enciclopedie, am promis, așa că nu mă dezic. Definiția omului sănătos. Omul sănătos este acel bolnav care nu se duce la medic. Există așa clasificare că fiecare dintre noi are o afecțiune cel puțin legată de starea psihică, dacă nu știe de starea fizică, și atunci recuperarea acestei afecțiuni se poate face în asemenea situații. Odihnă activă e un termen care se folosește foarte mult. Da, Sănii Moldova are un aer foarte curat. Și aseară când ne-a spus doamnei profesoare că noi avem 4 puncte de aer, pentru cei care cunosc, în special cei de la mediu știu, 4 puncte se obțin foarte greu. România are în anumite zone, vârful omul sau în alte părți, 7-9 puncte. Da? Noi avem o calitate aerului extraordinară pentru că suntem înconjurați de păduri, în spate nu mai avem localități și atunci suntem bucuroși că și aerul de la Sănii Moldova este foarte prietenos și foarte contributor la refacerea stării de bine. Hai să continuăm discuția noastră și invit din sală profesori, studenți care vor să transmită un mesaj și sau să pună anumite întrebări. De ce nu? Domnul ministru este foarte deschis, este un prieten al slănicului și este băcăoan, adică ar fi implicit. Am spus așa la când a venit toată premierul României, am spus domnul prim-ministru, dacă Sănii Moldova este perla Moldovei și dacă Sănii Moldova este în județul Bacău, se poate trage concluzia că Sănii Moldova este perla Bacăului? Și de acolo am tras niște
concluzii, dar asta este altceva. Vă rog. Haideți, domnul profesor. Eu am fost împins. Ai găsit? Da, dar poate vorbesc așa, da? Se aude? Onorat prezidiu. Da, dacă e televiziunea, publicatură. La microfon, onorat prezidiu, onorat asistență, Universitatea de Stat din Moldova, Vitale Sochiercă mă numesc. Am venit aici neștiind chiar tot programul, dar până la urmă s-a dovedit a fi totul fantastic, de bine organizat și această ambianță ne-a făcut pe toți să ne înfrățim. Și cele trei universități din Republica Moldova și alte entități care participă, Institutul de Cercetare de Zoologie, Liceul Ghibu din Orhei, ospitalitatea gazdelor este de nota 10. Domnule primar, vă mulțumim și vă felicităm și pentru tot ce ați organizat, dar și pentru acest generic, am mai spus și ieri, este foarte binevenit, este actual. Acum două cuvinte despre trăiri. În decurs de o zi și o noapte mi-a trecut hernia de disc, durerile. Ieri am dansat. Se pare că se întâmplă minuni în Slănic Moldova, mai ales la golirea Proțapului, la Huare. Lumea s-a descătușat. Apropo, domnule primar, foarte multe întrebări. Au avut studenții ieri la ultima dezbatere, acolo la DOP. Așa este. Foarte multe întrebări, răspunsuri au fost. Ei, microfonul poate era de vină, că nu toată lumea da, preferă să vorbească la microfon. Acum, ceva mai aproape de tematica conferinței, a forumului. Este o inițiativă binevenită. Doar așa ne cunoaștem, doar așa se pun problemele, se caută soluții, se fac schimburi și de bune practici și de proaste practici. Pentru că cele bune trebuie multiplicate, transmise, preluate, iar proastele practici trebuie evitate. Că de obicei noi facem invers. Dar, până la urmă, ne vine mintea ca să procedăm corect. Eu am o întrebare către reprezentanții celor două ministere de mediu, domnul ministru și respectiv domnul secretar general. Domnule ministru Vechet, cât costă, care este costul acestui program, care ține de ambalaje, returnarea lor contra cost, pentru România? Și, domnule secretar general, să facem un calcul, coeficientul raportat la populația Republicii Moldova, cât a costat la noi și când preluăm noi această bună practică. E o primă întrebare. Da, vă mulțumesc. Și noi mulțumim. Răspundem la întrebări și după aceea continuăm. Eu cred că atunci când vorbim despre acest amplu sistem, sistemul garanție-returnare, și înainte de a ne întreba cât costă, cred că e important să înțelegem care sunt beneficiile pe care acest sistem le aduce. Iar când discutăm despre beneficii, nu vorbim doar de un mediu mai curat, nu vorbim doar despre ape cu mai puțin microplastic și mai puțin plastic, nu vorbim despre un risc mai mic de a ajunge în fața Curții Europene de Justiție, unde deja avem câteva proceduri de infringement în materia gestionării deșeurilor, din cauza cărora România e posibil să plătească niște sancțiuni foarte mari. Nu vorbim doar despre mai puțină poluare, însă vorbim și despre o întreagă industrie orizontală care se va dezvolta. Atunci când discutăm despre cantitățile de ambalaje pe care le vom recupera, discutăm despre sute de mii de tone și pot să anunț că inclusiv aici,
în județul Bacău, la foarte mulți kilometri de Slănic, Moldova, compania Returo, care administrează sistemul garanție returnare, doar ce a anunțat o investiție foarte mare, unde nu doar vor aduce echipamente de ultimă generație pentru gestionarea deșeurilor, pentru tratarea acestora și reciclare, dar vor dezvolta și vor genera 70 de locuri de muncă noi, 70 de locuri de muncă verzi, și imaginați-vă acest lucru multiplicat în fiecare județ din România. Discutăm despre mii de locuri de muncă, discutăm despre o presiune mai mică pe resursele naturale, pentru că una e să faci acest PET de la zero folosind petrol și alta e să-l faci dintr-un alt PET pe care îl reciclezi. Sticla se poate recicla de mii de ori, aluminiu se poate recicla de mii de ori și, într-adevăr, tot acest sistem vine și cu niște costuri. Nimic nu e gratis. Dar principala contribuție și principalul efort la acest sistem și principala cheltuială, dacă vreți să o denumim așa, va fi făcută de cetățeni, adică oamenii care aleg să returneze acest PET după ce consumă conținutul, băutura, apa minerală sau plată, aleg să-l returneze, oamenii pe timpul lor, pe cheltuiala lor, e adevărat că și au o sacoșă nu goală, ci plină cu peturi atunci când se duc înapoi la magazin, însă oamenii sunt cei care suportă o parte din efortul pentru acest sistem. Tot oamenii sunt cei care plătesc garanția de 50 de bani pe care o au blocată. O zi, o săptămână, funcție de cât durează să golești această sticlă și să o returnezi. Este adevărat că la acest sistem participă și capitalul privat, este un parteneriat public-privat. Compania Returo, doar ce a împrumutat o sumă de 81 de milioane de euro, dacă rețin corect cifra, e un credit pe care l-a contractat pentru a-și dezvolta infrastructura de colectare. Luni, foarte devreme dimineață, voi porni spre Cluj, unde voi participa la inaugurarea primei fabrici, primului centru de sortare și de numărare în comuna Bonțida din județul Cluj din România, din nou o investiție de milioane de euro. Urmează București, urmează Timișoara, urmează Bacău în ianuarie sau în februarie. Suntem într-o traiectorie în care vom investi foarte mulți bani. Magazinele, marile rețele de magazine au cheltuit deja sute de milioane pentru instalarea acelor aparate de colectare automată. Deci e un efort orizontal, partajat între producători, între marii producători și micii producători, între magazine, între statul român. Ceea ce pot să spun în numele Ministerului Mediului este că, așa cum domnul profesor foarte bine spunea mai devreme, am învățat din toate greșelile celorlalte 13 state din Europa care au astăzi deja sistem de garanție returnare. Am învățat din ele pentru a nu le repeta și am extras lucrurile care au funcționat bine acolo. Și n-o spun eu, o spun specialiști din zona de mediu, sistemul garanție returnare din România este unul dintre cele mai ambițioase din Europa, pentru că va gestiona toate fracțiile, respectiv și aluminiu, și sticlă, și PET, va gestiona o gamă foarte largă de băuturi, care includ și vinurile și băuturile spirtoase, va fi al doilea cel mai mare sistem din Europa, după cel al Germaniei. 7 miliarde de astfel de recipiente vom avea de gestionat și sper eu că
pe 30, peste câteva zile, când voi introduce primul sau al doilea sau al treilea PET din cele 7 miliarde într-un astfel de centru, să fie un start bun. La jumătate din întrebarea adresată domnului secretar general am să răspund eu, pentru că întâmplător eram în România, era doamna ministru Rodica Iordanov în România într-o vizită de lucru când am inaugurat un punct de colectare la un mare supermarket și m-am bucurat când a fost de acord să vină cu mine la acea vizită să vadă exact cum funcționează sistemul. Și din declarațiile publice pe care domnia sa le-a făcut atunci și din ceea ce mi-a spus și în particular ulterior, am discutat apropo de înfrățirea celor două state, pe care am ratat-o, e adevărat, în anii 90, însă am discutat cu doamna ministru că nimic nu ne oprește să administrăm în comun un parc național. Nimic nu ne oprește să desemnăm un parc național transfrontier care să plece din România și să se termine în Republica Moldova, la fel cum nimic nu ne oprește în viitor să putem să spunem că avem un singur sistem de garanție returnare în România și în Republica Moldova, pentru că marii producători din România oricum exportă și în Republica Moldova. Și e doar o chestiune de voință politică pe care eu cred că, mai ales în contextul extrem de optimist pe care îl întrezăresc și pe care îl sper legat de parcursul pro-european al Republicii Moldova, cred că e un lucru care se poate face și în legătură cu care nu pot decât să îmi manifest încrederea și speranța. Vă rugăm, domnul secretar general. Mersi mult. Domnule profesor, cum a spus și domnul ministru, discuții deja sunt. Este un proiect care ne dorim în Republica Moldova și ar fi frumos să reușim ca să fie un sistem unic la această etapă. Noi, la moment, sigur că avem un program de gestionare a deșeurilor și avem acel suport financiar din partea Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții, prin care ne propunem să construim 8 platforme de gestionare a deșeurilor. Deci, va fi un sistem comun de gestionare pe raioane, respectiv unele zone vor prinde 3-4 raioane prin care aceste deșeuri vor fi sortate într-un punct unic de colectare, respectiv toate satele, comunile vor putea să ducă prin operatorii de gestionare a deșeurilor să colecteze aceste, prin sortare aceste deșeuri și respectiv să putem ca să îi reîntoarcem în circuitul economic, vorbim aici de economie circulară, economie verde și respectiv urmarea acestei etape, prin care avem și obligația de armonizare a unor directive prin care trebuie să ne onorăm careva angajamente față de Uniunea Europeană, vom putea deja să discutăm și despre alte proiecte mult mai avansate. Ceea ce vreau să vă spun despre costuri este că în discuții cu donatorii, cu partenerii de dezvoltare, foarte puțin se pune accent pe bani, se pune mai mult accent pe impact. Deci, respectiv, dacă noi putem să justificăm impactul proiectelor asupra populației, să demonstrăm că acest proiect este în beneficiu populației, deci atunci nu mai putem să vorbim despre costuri atât de principial, dar să putem pune pe masă deja proiectul propriu-zis care aduce beneficiu populației. Dar, iarăși, pe această cale, noi suntem foarte norocoși că avem România, care ne oferă tot suportul și expertiza necesară. Nu există barieră lingvistică, nu există barieră culturală, nu există nicio barieră, vreau să vă spun, decât cea artificială la nivel de graniță, da, cea vamă care deja devine insuportabilă, dar prezența dumneavoastră însă își demonstrează că noi mergem înainte și mergem pe calea cea dreaptă. Mersi. Mulțumim, domnul secretar general. Da, gândindu-mă și eu să mai adaug câte ceva, vedeți, toate aceste acțiuni sunt pentru a rezolva efectul poluării, da?
fi de interes, în special pentru studenți, pentru tineri, să ne gândim la cauză și să încercăm să eliminăm cauza. În sensul în care poate vă gândiți ca în viitorii 10 ani, în viitorii 20 de ani, să se schimbe total modul în care se vor ambala, se vor comercializa aceste produse. Este o temă pe care trebuie să o abordăm. Și aș face o legătură între nevoia ca decidenții politici să aibă specialiști cât mai buni, care să contribuie la luarea deciziei, și lipsa de dorință de implicare în zona politică a tinerilor. Pare ceva normal ca un tânăr să nu se conecteze politic, să nu fie, domnule, mi-e rușine, uite, iar ne facem de râs. Eu cred că pasivitatea specialiștilor care nu se conectează în structuri politice lasă loc nespecialiștilor să ocupe acele zone. Și aș face o apreciere că avem aici, lângă noi, chiar și domnul ministru, domnul secretar de stat, nu știu, domnul secretar general, dar dumnealor de tineri s-au implicat în zona aceasta. Și dacă vă uitați și pe parcursul domnului deputat Vircea Fechet, este la al treilea mandat de deputat, a fost un tânăr deputat la primul. La primul? Pare că e la treilea. Așa să fie. În orice caz, este conectat de foarte tânăr în zona aceasta. Și înțelege mecanismul mai ușor și sigur că deciziile pe care le va lua vor fi cumva într-o zonă de profesionalism. Mergem mai departe, dacă mai avem încă 20 de minute, vă rog, doamna profesor. Eu vreau să exprim deosebită plăcere onorată asistență pentru posibilitatea de a participa la un astfel de forum, pentru că sănătatea populației este una majoră, este o problemă majoră de viitor în vederea existenței în mediu despre care vorbim noi și îmi pare foarte bine că am atins problema deșeurilor. Vreau să vă zic că Republica Moldova a finisat Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Ionescu de Republica Moldova a finisat un proiect recent privind managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală, care este o extrem de importantă problemă în acest sens. Și eu mi-aș fi dorit foarte mult ca gazdele noastre, mă refer la statul român, să ne ofere acel suport, poate informațional, poate prin experiențe de a ne ghida în ceea ce putem aplica privitor la deșeurile rezultate din activitatea medicală și nu neapărat cele reciclabile. Pentru că problema este substanțele chimice, care se folosesc în instituțiile medicale cu scop de diagnostic și care, cu scop de cercetare, care noi la momentul actual nu avem o soluție sigură, o soluție eficientă în gestionarea acestor deșeuri. Mă refer la mercur, mă refer la formaldehid și alte substanțe chimice care sunt aplicate inclusiv de laboratoarele de cercetare din cadrul instituțiilor medicale și a Universității de Stat de Medicină și Farmacie. Și în acest sens eu aș fi văzut o continuitate de colaborare, pentru că cum stăm cu legislația, vă zic că am făcut și o evaluare a legislației Republicii în acest domeniu și este una foarte bună la momentul actual. Noi ținem cont, mă refer la cei care fac politici, ținem cont de recomandările Uniunii Europene, ținem cont de documentele și pacturile care sunt implementate la nivel european. Dar totuși avem probleme majore, care
credem noi că necesită a fi soluționate pentru a fi parte componentă a lumii civilizate, pentru a avea o populație sănătoasă și pentru, de fapt, a crea acel mediu de sănătate și pentru vecinii noștri. Pentru că, deci, noi suntem, avem în preajmă vecini pe care putem, fără ca să vrem, care nu da, să-i intoxicăm, să-i poluăm cu ceea ce producem în Republică. Eu vă mulțumesc dacă aveți răspunsul la întrebarea mea. Și poate un forum, eu tind spre asta și aș fi vrut ca noi să avem și o întâlnire de show rezultate din activitatea medicală. Da, este o temă. De altfel, după pauza de cafea, după coffee break, o să avem înainte de conferința de presă jumătate de oră am pus deoparte pentru propuneri. Așa cum se face peste tot, adunăm toate propunerile, rămânem în anumite grupuri de lucru care evaluează aceste propuneri și de ce nu găsim parteneri să le rezolvăm cât mai bine și cât mai repede, dacă s-ar putea. Da, dacă domnul profesor Ababei, vă rog. Bună dimineața, ziua, amărat prezidiu, dragii mei. Nu pot să-mi ies din pielea de profesor, chiar dacă sunt aici în altă calitate, nu are de profesor. Și aș vrea să ne ducem totuși și să facem o evaluare a ceea ce s-a întâmplat ieri. Nu e puțin lucru să acumulezi o cantitate importantă de informații, pentru că chiar tot ce am discutat ieri, inclusiv aseară, da? A fost extrem de important pentru mine, pentru fiecare în parte, cred. De ce spun lucrul acesta? Pentru că eu cred că chiar aveam nevoie de o întâlnire în care să schimbăm impresii, să schimbăm idei. Eu plec de la acest forum cu vreo 2-3 certitudini și vreo 300 de întrebări. Dar, de fapt, ăsta este scopul. Da? Nu mă așteptam sub nicio formă ca lucrurile să evolueze atât de rapid, să constat că Moldova este atât de aproape de România, că avem atât de multe preocupări comune, că avem atât de multe cunoștințe comune. Și atunci, sigur că eu o să trec acum la certitudini. Da? Prima certitudine este că, da, acest forum și-a îndeplinit obiectivul. Da? Adică n-am cheltuit banii statului de pomană și am făcut un lucru bun cu care și plecăm cu ceva acasă. Un al doilea lucru. Cred că este o confirmare a faptului că această întâlnire este cireașa de pe tortul activității care s-a întâmplat în primăria Spănic în ultimul an. Eu recunosc că sunt într-o relație mai apropiată cu domnul primar, împotriva voinței mele. Apropo de glumele pe care cu pinsul, da? Dar gândiți-vă că este a 52-a acțiune pe care o implementează primăria Bacău în primăria Slănic, primăria Slănic. Primăria Slănic, nu, Bacău. Din primăria Slănic, ce? Știți și de ce, mă lovesc amintirile. Da. Spuneam deci că sunt 52 de acțiuni importante, acțiuni de colaborare cu Republica Moldova, acțiuni științifice, acțiuni culturale și așa mai departe. Iar am convins, nu știu de ce, că anul are 54 de săptămâni. Nu, am consultat, are 52 și în anul bisecția are 52,1,2. Deci gândiți-vă că în medie, la Slănic a fost câte o acțiune în fiecare săptămână. Ori certitudinea pe care o avem acum este că domnul primar a demonstrat capacitatea de a fi coagulatorul unui hub care să permită adunarea tuturor entităților din diferite domenii de activitate aici la Slănic. Și cred că această dovadă, da, ne va permite ca în următorii ani să încercăm să facem din Slănicul Moldovei nu numai o oază de sănătate,
Da? Dar ar trebui să facem și o oază de cercetare, o oază de sănătate psihică și așa mai departe. Da? Ar trebui să ne, să ne întâlnim. De ce? Pentru că, așa cum, cum spunea domnul primar ieri, de la Chișinău până la Stănic este aceeași distanță ca de la Stănic până la București. Vorbeam odată, când eram mai mic, despre tipurile de turism. Și am zis, da, ok, avem turismul științific. Da? Este o componentă pe care, domnul profesor și studenții, o știți cu siguranță. Când ne ducem la conferință, am fost la conferință la Chișinău acum o lună jumătate. Da? Ok, a fost conferință. Am transmis informații. Dar, în același timp, am acumulat cunoștințe culturale, am acumulat prietenii și așa mai departe. De aceea spun că ar trebui să, poate că la nivel guvernamental, să concepem, da? Stănicul Moldovei și ca un loc de întâlnire pentru manifestări științifice, pentru că, mulțumim lui Dumnezeu, există o zonă importantă. Și pentru că azi dimineață la cafea mă gândeam ce am mai trebuit să fac. Am zis că anul viitor universitatea o să împlinească, facultatea mea o să împlinească 60 de ani de existență, dar voi organiza un workshop. Este un workshop peren, să-i spun așa. Se cheamă Etic și non-etic în sport. Dar aș vrea ca tema pe care o vom aborda la următorul workshop să fie aceasta, sportul și mediul. Și dacă tot ne-am antrenat, să o facem la Stănic, că am învățat. Cunoaștem locurile, nu? Cunoaștem și străzile. Acum știm cum se ajunge de la Dobru la Panoramic. Iar eu sunt și un pic slănician. Una peste alta, vreau să închei cu chestia asta. Trebuie să spun că ceea ce am simțit zilele astea la Stănic a fost un pansament teribil pentru suflet, da? Pentru că multe frustrări pe care le acumulez din timpul săptămânii, în timpul lunii, în timpul anilor, sunt pansate, sunt anulate de întâlnirea cu oameni dragi și parcă nu este nimic mai frumos decât să îți dai seama că aparții unui grup. Iar eu, iertați-mă, poate simt aibrea, dar asta simt. Eu simt că aparțin grupului. Mulțumim, domnule profesor! Da, când am pornit acest proiect, după ce domnul secretar de stat ne-a promis susținerea, m-am consultat cu domnul ministru și și-a pus în calendar ziua de astăzi. Trebuie să devoalez că organizarea evenimentului a fost cumva coordonată și în funcție de disponibilitatea dumneavoastră de timp, dar nu celelalte detalii legate de titlul le-am discutat cu Luminița și cu Cristi și la început am pornit cu mediul, Educați pentru Mediu, care este cea mai generală, după care eu îmi doresc foarte mult să conștientizăm că avem niște resurse terapeutice care curg la pârâu, cum v-am spus. Și hai să vedem cum introducem tema aceasta în zona de educație și dorința mea de a implica Universitatea Stănicianu. Și așa a ieșit partea de mediu. Dar l-am sunat pe domnul profesor Abare Sumberado. Hai să facem și ceva pe sport, că parcă se potrivește cu Universitatea Vasile Alexandrie, are facultate de sport și are și de mediu, ei fiind partenerii noștri în acest proiect. Și așa s-au legat lucrurile. Vedeți, dintr-o pornire din asta așa, într-o direcție, s-ar putea să găsești și alte zone de interes. Da, Stănic Moldova și am declarat public încă de la primul mandat, îmi doresc să fie o platformă de întâlnire. O platformă de întâlnire și între specialiști și între oameni, pentru că pe lângă partea, vedeți, hai să zicem, curriculară a temei noastre, am avut acumulări poate mult mai bune în extracurricularul nostru, nu? Pentru că și socializarea și poate ne inspiră cadrul natural, poate ne inspiră celelalte beneficii pe care le avem aici.
Nu vreau să lungesc foarte mult vorba, mai avem câteva minute pentru o părere, două, și aș provoca din nou studenții să ne spună doar o frază, nu neapărat, știu că sunteți cumva sub imperiul emoțiilor, așa cum să vorbesc eu, că este domnul ministru, este profesorul meu, aș îndrăzni să vă provoc la a vă spune părerea. Asta nu înseamnă că am închis lista cadrelor didactice care să vă rog. Dar mulțumesc din partea tuturor studenților pentru că ne-ați primit aici. Azi dimineața am luat și eu inima în dinți și ne-am făcut pașii de 300 de scări care da, ați voi. Frumos. Cele mai frumoase locuri care le-am văzut eu. M-am umplut de emoții, de aer și nu știu, aș veni și eu cu un fel de propunere așa, pentru că ați spus că educație fizică și sport cu ecologie, cu medicină, suntem cumva așa mai aproape, avem treabă. Și cred că asta e competiția. Adică sportivii sunt competitivi. De asta m-am pornit eu unicul să merg pe cele 300 de scări să le spun tuturor că am făcut-o eu. Da. Și în legătură cu ecologia, același lucru, aș da o propunere așa. În fiecare, în România județ, în Moldova, în raioane, o competiție de curățenie, eu știu. Împreună cu sport, strângem lumea, facem curat și la cine oamenii concurează, la cine casa e mai mare și mai frumoasă, putea face, la cine satul e mai frumos, la cine raionul e mai frumos. Mai curat, bravo. Un târg mai frumos, niște idei așa mai simplu. Mulțumesc mult! Da, deja se vede, bravo! Deja se vede componenta de responsabilitate a cetățeanului față de locul unde trăiește, ceea ce pentru orice primar este o bucurie enormă. Mă gândeam cât de ușor este să dai drumul la un plastic din mână, el cade gravitațional. Dacă se ridice cineva, trebuie să se aplece, să depună un efort. Vedeți? Numai cum se dublează, practic, efortul și cine generează? Tot ai noștri, frați, confrați, sau generează aceste deșeuri și tot noi trebuie să le strângem. Ajungem tot la educație. Orice am discutat, oriunde ne-am învârtit, ajungem la tematica noastră pe care departamentul a impus-o să fie pe zonă de educație. Și eu cred că am putea, nu știu dacă poate sunt subiectiv, să trag eu concluzie că chiar în aceste zile s-au dezbătut foarte multe probleme de educație. Da, dacă mai dorește cineva, vă rog, nu. Vreau doar să completez un pic ce spuneați. Educația aceasta pentru medie este de fapt și o educație de bine crescut, care se primește de acasă. Poziția. Și m-am mai văzut părinți care aveau copii ceva, aruncă. În loc să spună, ține o pune două aici, hai să vedem unde e un coș de gunoi. Și cred că lucrurile acestea se învață în primul rând acasă, de copii. Dar dacă nu s-au învățat, e măcar acum în ală, știu, 11 la 12 la 15 la ceas, e momentul să ne educăm, să înțelegem că, în primul rând, ne facem nouă rău, e urât pentru toată lumea, nu doar pentru... Și apoi nu e sănătos. Ba că ne ducem la un grătar, că imediat vine primăvara, vara și o să ieșim cu toții, ba... Că eu țin minte că aveam o discuție și aici ține și de autoritățile locale și mi-a plăcut că am văzut coșul de gunoi la fiecare pas în Sălin, Moldova. Eu aveam o discuție cu un fost primar din Chișinău și, mă rog, i-am transmis că nu sunt coșul de gunoi pe Ștefan cel Mare. Și azi stați un pic să facem întâi strada, trotuarele. Dacă nu educăm de la început și așteptăm întâi să avem, nu știu ce să avem,
cred că este foarte greu să corectăm după aceea. De asta e important să avem această educație pentru mediu, pentru curățenie, încă de mic. Da, mulțumim. Este important. Vreau să fac o precizare. Turiștii, dacă găsesc curat, respectă. Dacă undeva vede cineva aruncate două hârtii, imediat mai apar 4, 5, 7. În sensul acesta, vedeți cât de ușor se trece de la responsabilitate la comoditate. Vă rog, domnișoară, cum să nu, cu drag. Bună seara, toată lumea! Mă bucur foarte mult că am onoarea și o să țin o mică comentariu. În primul rând, bună ziua, stimată audiență! Este o onoare și cred că voi vorbi de numele la toți colegii mei de la facultate. În primul rând vreau să spun că este o senzație extraordinară și sunt impresionată atât de cadrul natural, cât și de căldura cu care ne-ați primit aici la Sămic. Suntem foarte încântați de tot ce am văzut și acest forum, într-adevăr, este un punct de început care ne-a inspirat foarte mult în continuarea acestei cercetări în domeniul ecologiei, a mediului, a sănătății, a sportului și cred că vorbesc de numele la toată specialitatea noastră, pentru că medicina, sigur că este un domeniu foarte larg, de ansamblu, putem studia caz clinic, cât și factorii de risc, determinanții sănătății, însă aș privi în viitor ca să poate să organizăm în viitor anumite stagii practice aici la Slănic, pentru că la noi, anume la specialitatea sănătate publică pe care o reprezentăm, este educația prin cercetare și am fi foarte bucuroși dacă am putea continua mai departe anume cercetările în acest domeniu și a face această legătură intersectorială de care ați dat dovadă anume în prima zi a forumului și suntem nespus de încântați pentru tot ce ne-ați oferit și toată energia dumneavoastră pe care ne-ați primit aici. Felicitări, mulțumim tare mult, bravo, bravo. Da, acum trebuie să premiem, nu? Trebuie să premiem inițiative, nu numai să le și implementăm. Și o să transmit responsabilitatea să faci un grup de 9 studenți și studente pe care le vom găzdui, pe care o să-i găzduim anul viitor, într-o perioadă stabilită de comun acord cu facultatea, cu universitatea, noi ne angajăm să facem găzduire. Vă asigurăm cazare gratuit, o să vedem poate chiar și masă și pornim deja cercetarea de la acest forum, pentru că și noi suntem interesați să cercetăm factorii. La noi nimeni n-a cercetat, spre exemplu, din punct de vedere al beneficiilor, nu s-a făcut nicio cercetare vis-a-vis de media de viață din Slănic, spre exemplu. Noi avem factori curativi, hai să vedem care este media de viață a unui slănician care trăiește aici. Poate ce compoziție, ce substanțe se găsesc în coaja copacului, în apă sau în sol, anumite chestii care dau, dar în special pe geologie, pentru că avem și aici și de pe zona de geologie, pe noi ne interesează să facem niște studii privind structura geologică și motivația pentru care avem aceste ape. Și aici avem suportul Mioarei Mandea, care este o prietenă a Stănicului. Mioara Mandea este manager de program la Agenția Spațială Franceză și este președinta Asociației de Geofizică și Geoștiință din lume. Dacă sunteți interesați, putem să facem și chiar este o idee care s-a generat aici, să aducem și un forum pe geologie, care este foarte aproape de geografie și care este foarte aproape de resursele terapeutice care vin din pământ. Și poate găsim și aici. Mă bucur tare mult, vă felicit. Dacă mai dorește cineva că s-a deschis apetitul acum, nu? Să nu tăiem elanul tinerilor de a spune cuvântul, nu? Nu doriți? Atunci, cu permisiunea dumneavoastră, o să luăm o pauză de cafea, o să interacționăm, chiar vă încurajez să interacționați, inclusiv să facem fotografii. Noi nu am făcut o fotografie de grup. Ar fi frumos să facem tot grupul o fotografie așa, să ne regăsim peste ani de zile în acest cadru și după aceea, în
pauză, ne gândim la propuneri. Deja unele au venit și m-aș bucura, chiar dacă se repetă propunerea, m-aș bucura să le reiterăm. În așa, în sensul acesta, Luminița este aici ca să le inventarieze, pentru ca să le inventarieze și împreună cu Cristi facem un plan și împreună cu partenerii noștri vom avea sigur pentru anul viitor măcar câteva întâlniri. Și apropo, pentru domnul profesor, 12 activități susținute anul acesta, evenimente, au avut legătură cu sportul. În sensul acesta, și nu numai sportul, ci educația pentru sport, cum este și acest eveniment, susținem, spre exemplu, la maratonul Legendele Nemire, avem 3 secțiuni de alergare și maratonul mare, să alergi 42 de kilometri până pe vârful Nemira și înapoi, nu este 2880 de metri diferență de nivel. Nu alergăm pe suprafețe plane, așa. Și alte evenimente. Nu vreau să mă laud prea mult, dar vă invit să vă împrieteniți cu pagina noastră de Facebook, unde veți primi toate news-urile noastre și acolo veți afla ce evenimente se desfășoară și poate că o spune, dacă tot în 4 ore ajung de la... Unii din prietenii mei ajung în 4 ore de la Chișinău, care sunt mai așa, dar în 6 ore se ajunge lejer. Vă doresc poftă bună și după pauză mai interacționăm. Da?